Păi eu sunt la centru. Eu sunt la centru. Dumneavoastră sunteți acolo cu manipulații de proiect. Luați loc și întrebați. Bună ziua! O să intru direct în subiect pentru că, așa cum știți, activitatea este transmisă direct pe Facebook, motiv pentru care prima rugăminte este să punem telefoanele pe silent, deci fără sonerie, să nu deranjăm activitatea. A doua precizare ar fi aceea că dacă avem întrebări, discuții, rugămintea este să folosim microfoanele pentru a capta sunetul să fie bine transmis pe rețelele de net. Așadar, suntem în luna în care este omagiat domnul profesor universitar dr. Adrian Florin Miroiu. Conferința de astăzi va avea următorul parcurs. După ce om să rog pe domnul primar să spună câteva cuvinte despre proiectul acesta care, iată, merge de atâția ani de zile, apoi o să fac 2-3 minute o trecere rapidă prin parcursul profesional și personal al domnului profesor. Și vor urma cele 50 de minute pe care dumnealui le are la dispoziție să ne prezinte activitatea dânsului, așa cum spuneam, personală și profesională. Sigur că în final pot fi 50 minute pentru întrebări și răspunsuri. Dacă acestea nu vor fi, sau oricum, la final vom face o fotografie de grup aici în fața sălii Nicui Constantinescu. Fotografiile care vor fi realizate ca și înregistrarea pe care o avem pe Facebook vor fi puse prin efortul domnului Vasilescu pe Buzău Mica Românie și acolo veți găsi toate fotografiile și această conferință. Ca să nu întârzi prea mult, acum o să rog pe domnul primar să spună câteva cuvinte despre proiectul Personalitățile Buzoiene, Buzoiene Muritori. Bună ziua, seară română! Face o mare plăcere să fiu prezent și în această lună. De 8 ani de zile suntem cu acest proiect, care nu este deloc vechi sau bătrân. Îmbătrânim noi, dar proiectul ăsta rămâne, pentru că în fiecare lună, de aproape 8 ani de zile, aducem în fața dumneavoastră, a buzoienilor, să transmite și video, o personalitate buzoiană. În fiecare an, domnul profesor râdea, 6 morți și 6 vii, dar și morții ne inspiră. Dacă vorbim de George Emil Palade, sau vorbim de Alexandru Marghiloman, sau vorbim de, eu știu, Ion Andreescu, marele nostru pictor, pe care l-am relansat prin intermediul acestei acțiuni, activități, eveniment pe care o desfășurăm, iată, de 8 ani de zile. Avem nevoie de modele. Iar aceste modele au fost și sunt între noi. Trebuie să ne cultivăm valorile, trebuie să le arătăm respectul nostru atunci când sunt în viață, pentru că, din păcate, și avem această experiență, după ce mor, oamenii devin vedete. Bă, ce bun a fost ăla, extraordinar, cel mai bun băiat, cea mai bună fată. Bă, dar în timpul vieții nu i-a zis nimeni treaba asta. Deci este cazul ca marile noastre personalități, marile noastre valori, buzoiene, să le aducem în fața buzoienilor și în fața întregii țări, până la urmă, pentru că încercăm această promovare așa cum putem și prin această conferință care se registrează video și rămâne acolo pentru totdeauna, și prin agende, și prin acele calendare de perete care sunt și în toate birourile de la noi, sunt în toate școlile din Buzău, dar nu numai în toate școlile, în fiecare sală de clasă. Pentru că sper, domn profesor Tarara, 5 minute să aibă un elev să se uite acolo pe biografia și pe fotografia acelui om și să citească. Pentru că, încă o dată, repet, avem nevoie de modele, mai ales în aceste vremuri extrem, extrem de dificile, în care, din păcate, a mai crescut și calitatea educației sau n-a scăzut așa de mult, pentru că mai sunt încă oameni bine pregătiți și tineri foarte bine pregătiți, dar vorbesc de marea masă. Că sunt trist personal atunci când se dau acele clasamente PISA, în care ne batem la greu cu bulgarii sau cu nu știu, pentru ultimul loc. Este absolut jenant. Și în condițiile în care și afară, pentru că acest
Acest proiect al nostru ne-a dus și la o altă concluzie extraordinară. Câți buzoieni de mare, mare valoare în momentul ăsta lucrează în străinătate. Îi descoperim aproape fiecare zi. Parte din ei, după ce facem o evaluare în comisia noastră aici, îi propunem buzoienilor pentru anii următori. Bineînțeles și acea agendă, carte, o tipărim în fiecare an, la care în fiecare an mai punem 12 nume acolo. Și spuneam domnului profesor Miroiu, din septembrie o să primească o invitație toți oamenii care sunt în viață, mari personalități buzoiene, care sunt propuse de către mine ca primar și Consiliul Local pentru a deveni cetățean de onoare, și domnul profesor a avut azi unanimitate, este începând de astăzi cetățean de onoare al municipiului Buzău, să reactivăm acel Consiliu de Dezvoltare al municipiului Buzău, care a lucrat vreun an jumate în 2016-2017, atunci când eram pentru prima dată primar, în care a ieșit la lumină o viziune de dezvoltare a acestui oraș Buzău, Buzău oraș magnet până în 2030, cu misiunea să adunăm așa de multă atractivitate și competitivitate pentru buzoieni, pentru investitori și pentru vizitatori, astfel încât Buzău să devină unul dintre cele mai bune orașe de locuit din România și unul dintre cele mai importante orașe din România. Bineînțeles, pentru treaba asta am fixat atunci niște obiective pe zona economică, pe zona educațională, pe zona socială și pe zona culturală. Restartăm acum, domnule profesor, o să evaluăm împreună ce s-a întâmplat până acum, pentru că, într-un fel, suntem la jumătatea ciclului, așa, astfel încât, eu știu, inclusiv cu finanțările acum care le avem de la Uniunea Europeană, pentru că lucrurile se întâmplă și cu bani mulți, dar am reușit în ăștia 8 ani de zile, în primii 8 ani de zile, să aducem numai de la Uniunea Europeană peste 500 de milioane de euro. Mai avem proiecte acum în desfășurare de vreo 384 de milioane și sperăm și la mai mult și sperăm ca toate aceste proiecte să ducă la o dezvoltare a Buzăului care să nu mai ducă neapărat cu gândul pe tineri să fugă din Buzău și să fugă din țară. Eu vă mulțumesc, domnule profesor Miroiu, că sunteți aici și în perspectiva asta aproape imediată ne puteți ajuta. Și proiectul ăsta, cel puțin încă 4 ani, că m-ați mai ales 4 ani, care m-ați ales, dar nu contează, am ieșit cu voturi suficiente, vom merge cu aceste proiecte mai departe astfel încât să facem ceva din orașul nostru. Acasă este acasă și ne merităm locul ăsta, dar hai să-l facem acest acasă, să ne-l dorim foarte mult, să nu mai ne despărțim niciodată de Buzău, nici cu gândul, nici cu trupul. Vă mulțumim frumos, domnule primar. Vă spuneam la început că am să trec foarte repede, 2-3 minute, prin biografia personală, profesională a domnului profesor. Așadar, domnul profesor universitar dr. Adrian Florin Miroiu este membru corespondent al Academiei Române din 2021. S-a născut, deci, în Buzău pe 20 august 1954, este absolvent a Școlii Generale numărul 6 și a liceului actualul Colegiu Național Bogdan Petriceicu HD, spunea dumnealui astăzi, cu o copilărie foarte frumoasă la Glodeanu Siliștea. A absolvit apoi Facultatea de Filozofie a Universității din București și din 1987 este doctor în filozofie. Cariera dumnealui profesională, sigur, începe la un liceu în București, apoi a fost redactor la editura politică, redactor șef la Humanitas și, desigur, o carieră strălucită universitară, cu o primă etapă la Facultatea de Filozofie a Universității din București, unde a urcat toate treptele până la cel de profesor universitar, unde a fost și decan și, de asemenea, îndrumător de doctorate din 1996. O altă etapă a activității dumnealui profesional este la SNSPA, unde de asemenea a lucrat ca profesor universitar, dar a fost și decan și președinte al SNSPA-ului timp de 4 ani de zile. De asemenea, dumnealui a avut și o activitate administrativă, lucrând în Ministerul Educației ca secretar general, ca director pe diferite departamente. A fost membru, dar și vicepreședinte al Aracisului, ceea ce a făcut ca dumnealui să fie foarte, foarte implicat și în dezvoltarea învățământului superior din România. Este autor a 14 cărți
și altor 10 editate, cu numeroase articole publicate în țară și străinătate, în reviste științifice, dar și general de cultură. În anul 2019, domn profesor a obținut premiul Mircea Florian al Academiei Române și, așa cum vă spuneam, din 2021 este membru corespondent. Sunt numai câteva etape din activitatea domniei sale, de aceea eu rog acum să le detalieze și să ne spună cât mai multe despre acest lucru. Domnule profesor, cred că veți folosi celălalt microfon. Se aude? Mulțumesc. Mulțumesc mult, domnule primar, pentru evenimentele de astăzi. Mă simt extrem de onorat pentru primirea acestui titlu din partea orașului Buzău, ca să spun așa. Mulțumesc foarte mult și domnul Nicoară pentru prezentarea pe care a făcut-o. Eu am să încerc să prezint câteva lucruri care sper să fie interesante. Da? Adică nu vreau să merg pe problemele mai abstracte, mai puțin accesibile ale activității mele, deși astea sunt foarte multe, și am să merg pe chestiuni care sper să vă și atragă atenția. O să văd cum fac să meargă. Da. Deci, încep cu o chestiune foarte, foarte scurtă. Să mă uit la ce. Ok. Deci, facem. Ăsta a mers. Ăsta a mers foarte departe. Bun, dar nu e niciun fel de problemă. Deci, vreau să spun următorul lucru. Deci, cum a și spus domnul Nicoară, am terminat școala generală numărul 6 Buzău, Grigore Baștan astăzi, așa, și liceul HD în 1973. Vreau să vă spun că sunt extrem de bucuros de faptul că aici sunt mulți dintre colegii mei de liceu, le mulțumesc foarte mult că au venit și dânsii, și de asemenea sunt membri ai familiei mele care locuiesc aici, în Buzău. Deci am terminat facultatea de filozofie la Universitatea din București și am avut și o mulțime de stagii de cercetare, în special în anii 90, după anul 2000 n-a mai fost cazul, eram mult mai prins cu diverse activități în București. Deci am fost cu burse de cercetare, stadii de cercetare la Oxford, la Cornell University, unde am stat un întreg an universitar, la Universitatea La Sapienza, la Warwick University și la Indiana University. Eu am avut două mari interese de cercetare. Primele sunt de logică și filozofie teoretică. Asta am predat la Facultatea de Filozofie. Și am scris o mulțime de cărți în acest sens. Unele sunt introductive, cum ar fi această introducere în logica filozofică sau constructe formale. Am scris și împreună cu doi colegi, cu Mihaela, soția mea, și încă una coleg, am făcut împreună primul manual de filozofie de după 1989, care a fost manualul reformei în domeniul filozofiei. Și celelalte sunt cărți de filozofie. Aș menționa aici, de pildă, argumentul ontologic, cea de al treilea, aceea care este o carte de filozofia religiei,
Cum putem spune dacă Dumnezeu există și dacă există argumente raționale în acest sens? Dar nu vreau să continui să vorbim, să vorbesc despre aceste teme, ci de o altă chestiune cu care m-am ocupat, în principal după anul 2000, când m-am și mutat la SNSPA și atunci acolo am predat cursuri de științe politice, cursuri de politici publice, de filozofie politică. Și am scris câteva cărți în acest sens. Sunt două cărți, acestea, Fundamentele politice 1 și Fundamentele politice 2, care reprezintă o introducere dintr-o anumită perspectivă în știința politică. De asemenea, iată, eu un curs de introducere în filozofie politică și altul de politici publice. O să revin la această carte. De asemenea, aș menționa aici cartea mea Fuga de competiție, în care încerc să construiesc o nouă abordare cu privire la înțelegerea societății românești în perioada, în special, de după 1989. Și voi insista în continuare pe aceste chestiuni. Și m-am gândit să discut în principal despre ideea de politici publice. Suntem astăzi cei mai mulți obișnuiți cu acest concept, cu faptul că în administrația centrală și în administrația locală se fac politici publice. Se elaborează politicile publice, se aplică, sau un termen acum mai folosit, se implementează și de asemenea se evaluează politicile publice. Numai că termenul este de, pare vechi, dar acum 30 de ani, nu numai că nu era folosit în administrația noastră, dar era chiar interzis într-un fel. Mi-aduc aminte, în 1997, eram la Universitatea din București și am vrut să facem un program de politici publice, program masteral de politici publice. Pe vremea aceea era obligatoriu ca programele astea să fie aprobate de către minister. Și am trimis la secretarul general al guvernului în perioada aceea, că așa se făcea, să aprobe programul acesta. Și am primit foarte repede, incredibil de repede, răspunsul că nu. Nu, de ce? Pentru că, spunea dânsul, politicile publice sunt împrumutate din administrația anglosaxonă, nu sunt cele care se potrivesc contextului românesc și, prin urmare, nu se aprobă așa ceva. Era în 1997, eu tocmai mă întorsesem din America, unde studiasem filozofie socială și eram foarte influențat de ceea ce se chema management public, reforma administrației pe baza de management public, în vremea aceea era foarte la modă în America și în țările din vestul Europei. Cum se întâmplă în România, am avut și alte mijloace prin care s-a ajuns să se aprobe programul acesta. Eu fusesem decan la filozofie la Universitatea București, fostul rector era acum președintele României și am putut să acționăm pentru a se aproba programul respectiv. Ironia sorții a făcut ca peste câțiva ani de zile, prin 2003, acel domn care fusese secretar general al guvernului și respinsese programul să se înscrie la noi la facultate, eram la SNSPA acum, la un masterat de politici publice și integrare europeană. Da. În 2001 am scris acest prim manual de politici publice, care se adresa studenților și a fost folosit o lungă perioadă de timp și de la concursurile pentru admiterea pentru funcționarii publici, Agenția Națională a Funcționarilor Publici, nu mai este folosit acum, pentru că au apărut între timp multe alte lucrări pe această temă. Vreau să spun că în anul 2005
s-a aprobat o hotărâre de guvern, se cheamă 775 pe 2005, prin care se introducea conceptul de politică publică în administrația centrală și care era bazat pe schema menționată în această carte și era normal să fi făcut, să se fie realizat astfel, pentru că cei care lucrau atunci la Secretariatul General al Guvernului erau foștii mei doctoranți, care își dăduseră doctoratul cu teme de politici publice. Aș vrea să dau două exemple în legătură cu felul în care se gândesc politicile publice. Și anume, unul la care am lucrat foarte mult, da? Și am fost implicat în diverse contexte. Unul, privind alegerile, în grupuri mici, în alegeri de masă, pentru primari, consilieri locali, parlamentari, președinte de țară. Și în al doilea rând, cum se fac politicile publice într-un anumit sector social. Eu am lucrat pe învățământul superior, aici am experiență și pot să spun aici cum am gândit aceste politici, dacă am avut succes sau n-am avut succes, ce s-a întâmplat în această privință. Și voi începe cu primul, cu acel exemplu privind alegerile. Întotdeauna când faci o politică publică, trebuie să stabilești niște obiective. Ce vrei? Da? Construiești niște instrumente prin care să se întâmple ceva, dar urmărind anumite lucruri. De pildă, la alegeri. Te gândești ca alegerea respectivă să fie democratică. Adică, ce înseamnă asta? Asta înseamnă că să țină cont de alegerile individuale. Deci să nu se întâmple ceva de genul următor. Cei mai mulți votează cu candidatul X și se alege candidatul Y. Da? Nu vrei să se întâmple așa ceva, nu pare democratic. Deci să fie ușor acceptată de cei care aleg. Să asigure stabilitatea rezultatelor. Pentru că poți să ai, de pildă, la alegeri parlamentare, fie alegeri proporționale, fie majoritare. Deci, alegeri majoritare, de pildă, când se alege, când țara se împarte în colegii electorale sau circumscripții electorale și în fiecare este ales unul singur. Cum se întâmplă, de pildă, în Marea Britanie sau cum se întâmplă în Statele Unite ale Americii. În cazul acesta, asigur stabilitate, pentru că, de obicei, cei care câștigă sunt foarte puțini și sunt în general două mari partide, da? Și atunci se poate face ușor guvernul. Dacă ai alegere, însă proporțională, cum sunt alegerile parlamentare acum la noi, este riscul ca să nu poți să faci ușor guvernul. La noi s-a reușit să facă guvernul, dar să ne gândim la țări, de pildă la Bulgaria. Bulgaria are un astfel de sistem și a făcut de 7 ori alegeri în ultimii 3 ani, pentru că nu au putut să facă guvern. Da? Nu erau aleși din mai multe partide și nu se putea să se realizeze o majoritate parlamentară. Și astfel de lucruri se pot întâmpla în multe alte situații, de pildă când avem de-a face cu un consiliu local, da? Județean sau municipal, să zicem. De cele mai multe ori ne gândim la decizii pe baza regulii majorității și cred că fiecare dintre noi zice, regula majorității este cea mai bună. Numai că atunci când faci știință politică te întrebi, dar de ce regula majorității? De ce se impune ea așa? De cine vine atât de natural în minte? Pentru că pot să fie foarte multe alte reguli de alegere. Aici a fost un domeniu al meu de cercetare, nu insist pe el, dar ideea este că se impune așa regula majorității pentru că ea este una care are niște proprietăți care ne plac tuturor. Adică e ideea că contează în mod egal fiecare vot individual, că niciun votant nu e privilegiat, că nicio alternativă nu este privilegiată și, foarte important, ea mai cere și ca fiecare votant să poată să voteze așa cum dorește el. Da? Adică este libertatea
absolută de a-ți forma preferințele individuale. E, dar uneori, cam cu toate regulile se întâmplă lucrul acesta, ele au rezultate bune, dau și rezultate care nu ne plac. Și o să vă dau acum un exemplu în acest sens. În România, alegerile parlamentare. Noi am avut după 1989 două mari sisteme de alegeri parlamentare. Unul care a funcționat din 92 până în 2004 și altul și după aceea din 2016 până astăzi și altul care a funcționat între 2008 și 2012, deci de două ori la alegeri parlamentare. Cel care este acum e proporțional, știm în ce constă, da? Adică țara este împărțită în circumscripții, care sunt județele, fiecare partid propune o listă de candidați, da? În fiecare județ și dacă partidul la nivelul țării obține 5%, înseamnă că va avea deputați sau senatori în Parlament. Cum sunt aleși? În funcție de numărul de voturi primite de către fiecare partid. Dacă, să zicem, unui partid se repartizează două locuri într-un județ, atunci primii doi de pe lista partidului respectiv intră în Parlament. Da? Dacă e unul singur, primul de pe listă și așa mai departe. Criticile care au apărut la începutul anilor 2000 au fost următoare, că în felul acesta prea e puternic partidul, prea e puternică conducerea de la centru. Da? Și dacă este prea puternică, ea face ca cetățeanul să aibă mai puțină libertate. Da? Contează pe cine pune partidul pe primele două locuri și nu pe cine ar vrea cetățenii să aleagă. Și atunci s-a propus și s-a adoptat un sistem care se chema uninominal și care consta în următoarele lucruri. Țara era împărțită în circumscripții, județe, iar circumscripțiile erau împărțite în colegii uninominale. Da? De pildă, în județul Buzău erau trei colegii la senatori și, țin minte, cinci la, sau șase la Camera Deputaților. Și ideea era că fiecare partid nominaliza un singur candidat în fiecare colegiu, și era o procedură prin care se alegea. Evident, din fiecare colegiu trebuia să alegi un parlamentar. Iar mai mult, care urma, cum se făcea lucrul ăsta? Era sistem proporțional, că se spunea câți parlamentari se aleg într-un județ în funcție de numărul de voturi, și după care, în funcție de numărul de voturi primite de fiecare parlamentar, de fiecare candidat, ajungeau în Parlament. Și iată exemplu. În 2008, în județul Buzău, pentru că suntem în Buzău și este chiar un exemplu foarte, foarte interesant, aici erau de unul, sunt de 1, de 2, de 3, sunt colegiile pentru Senat. Da. Și iată cine au candidat. Deci, pun aici majoritatea absolută, o să vedeți de ce este importantă asta, și au candidat separat PNL, PDL, PSD plus PC și UDMR. Acestea au fost partidele care au obținut peste 5%, deci voturile lor se puteau transforma în locuri de parlamentar. Și iată care a fost repartiția mandatelor. PNL un vot, PDL un vot, PSD plus PC un vot. Și cum se repartiza? Te uitai care sunt candidații care au obținut cele mai multe voturi. Da? Și anume, au obținut de la PSD 29.000, a obținut cel mai mare număr de voturi. Deci, el a devenit, candidatul respectiv a devenit
senator. Coaliția și-a epuizat numărul de mandate și atunci a urmat acesta, al doilea. Iată câte avea. Avea 22.000 și era din partea PNL-ului și a devenit și el parlamentar. Mai era un loc de parlamentar care nu mai putea veni nici la PSD, nici la PNL, nu mai conta câte voturi au, și trebuia să ducă la PDL. Și iată, acesta a luat în primul, colegiu locul de parlamentar. Toate bune și frumoase. Numai că, hai să ne uităm la o problemă. În districtul, în D1, adică în colegiul 1, candidatul de la PSD, PC, obținuse 21.000 de voturi. Da? Dar n-a devenit el parlamentar. A devenit cel care avea doar 19.000 de voturi. E puțin neplăcut. Da? Nu merge așa ceva. Aici era încă bine, că măcar era al doilea. Da? Dar în alte județe s-a întâmplat, de pildă, în Bihor, că am dat exemplu acesta, iată, unul care era cu 9.000 de voturi și a devenit parlamentar și era al patrulea pe listă, al cincilea pe listă, pardon. Da? Au obținut cele mai puține voturi. Da, a devenit parlamentar. Da? E foarte puțin intuitiv și face lucrul acesta să nu fii mulțumit de acest sistem de vot. Da? În perioada, în 2008, alegerile au fost competitive. Da? Iată, erau aceste partide puternice. În 2012, lucrurile nu au mai fost așa. În 2012, alegerile au fost foarte puțin competitive, pentru că se crease coaliția USL între PNL și PSD, care a obținut un număr foarte, foarte mare de voturi. Și mai mult, dacă ne uităm în 2012, ce s-a întâmplat? În fiecare dintre cele trei colegii, candidații USL au obținut mai mult decât majoritatea absolută, adică mai mult de jumătate plus unul din numărul total de voturi. Și potrivit legii, dacă obțineai mai mult de jumătate plus unul din numărul total de voturi acordate, erai automat declarat parlamentar. E, dar proporțional, și PPDD, Partidul Popular Dan Diaconescu, dacă ne mai aducem aminte de partidul ăsta. Iată, i s-a repartizat și lui un loc. Și dacă i s-a repartizat un loc, înseamnă candidatul lui cel mai bine plasat a trebuit să devină parlamentar. Unde era în D3, cu 9.300 de locuri. Frumos, a devenit și el parlamentar. Dar uitați-vă ce se întâmplă. Deci, eu sunt alegător în D1, da? Și aleg pe cineva și trimit un parlamentar în un om în parlament. Dar sunt alegător în D3 și eu fiind în D3, trimit doi parlamentari. Păi, corect asta, mai sunt voturi egale. S-a întâmplat următoarea situație ca în unele districte să ajungă să fie trei trimiși în Parlament. Iarăși părea că nu este deloc acceptabil lucrul acesta. O astfel de situație a fost ducea la următorul lucru, că numărul de membri în Senat și în Camera Deputaților nu era fixat de dinainte. Da? Și era mai mare decât ăla la care te așteptai la început, mai mare decât numărul colegilor electorale. Același lucru s-a întâmplat și s-a întâmplat până la ultimele alegeri în Germania, unde tot așa, datorită combinării între sistemul proporțional și sistemul uninominal, erau mai aleși mai mulți parlamentari decât numărul colegiilor electorale. Germania anul ăsta au votat să schimbe sistemul și să renunțe la acest sistem. Deci, exemplul acesta pe care vi l-am dat spune următorul lucru, că
niciodată nu găsești o regulă prin care să alegi ceva care să fie foarte bună și să n-aibă nicio hibă. Întotdeauna e câte o problemă. Și atunci politicile publice trebuie să fie făcute în așa fel încât să balanceze avantajele cu dezavantajele și să reușești să obții ceva care să-ți asigure obiectivele pe care le urmărești. Acum voi trece la al doilea exemplu. Anume, ziceam de politici publice în domeniul învățământului superior. Și slavă Domnului, după 1989 era mare nevoie să se schimbe ceva în felul în care se desfășoară învățământul românesc. Eu mărturisesc că n-am lucrat pe învățământul preuniversitar. Da? Unde sunt mari probleme, au fost și sunt încă mari probleme și unde foarte greu s-au făcut, dacă s-au făcut unele schimbări și unele reforme. Aici a fost mult mai greu, pentru că au fost mult mai mulți actori implicați, da? Anume, erau implicate cadrele didactice, sindicatele, ministerul, erau implicate diverse organisme ale administrației locale, mai mult sau mai puțin, că li s-a dat sau nu li s-a dat autonomie în această privință. În schimb, la Ministerul Educației, la învățământul superior, lucrurile au fost mult mai ușor de făcut. Eu am început să am astfel de activități acum aproape 30 de ani, în 1995, sunt imediat după ce s-a aprobat o lege a educației, legea învățământului, se chema 84/1995. Între timp au mai apărut încă două legi și cele care au fost modificate de zeci, dacă nu chiar de sute de ori. Un lucru rău, pentru că asta înseamnă că nu asigură anumită stabilitate a cadrului legislativ. Și știți foarte bine că n-ai stabilitate, atunci nici nu poți să faci prea multe schimbări cu gândul că vei avea o predictibilitate a ceea ce faci. Tocmai fusese adoptată această lege și ea spunea următorul lucru, că trebuie făcut ceva în învățământul superior și anume trebuie să faci descentralizare, să dai autonomie universităților, să nu mai fie de la minister hotărât totul. Ce se hotăra? Nu aveai de unde să știi când lucrai doar în învățământ. Dar când am ajuns în 1995, în decembrie, eram director general pentru învățământul superior, atunci am văzut ce dezastru era și în învățământul superior. Povesteam colegilor astăzi, înainte de a veni aici, următoarea situație. A doua zi după ce am fost acolo, au venit la mine colegii care erau în direcția de învățământ superior cu teancuri de decizii de semnat. Cât ce trebuia să semnez? Că studentul cu tare se mută din grupa 1 în grupa 2. Că studentul cu tare se mută din camera de cămin 3 în camera de cămin 4. Că studentul cu tare mai are dreptul să mai facă să mai dau o dată restanță. Și așa mai departe. Să nu țineau de învățământ. Acum mi-a pare absurde. Dar pe vremea aceea așa era. Și când am hotărât că lucrurile astea rămân la nivelul universităților, au fost rețineri din două părți. Odată universitățile, da? Despre cum să ne asumăm noi responsabilitatea asta, da? Trebuie să hotărească altcineva pentru noi. Și pe de altă parte, colegii din minister, care ziceau, păi da, dar dacă noi nu mai facem asta, cu ce ne mai ocupăm? Ne dați afară din minister? Pe vremea aia se mai putea. Așa ceva, acum e mult mai greu să se întâmple astfel de lucruri. Dar n-aș vrea să insist atât de mult asupra acelui moment, ci am să vorbesc despre faptul următor.
În anii 2000, în învățământ se descentralizase, în învățământul superior se descentralizaseră unele decizii. Și astea puteau fi luate acum de niște organisme, fie ale ministerului, fie independente chiar de minister, și care trebuiau să pună o ordine, să facă politici publice într-un anumit sens în domeniul învățământului superior. Și eu am lucrat în trei astfel de organisme. Primul se cheamă ARACIS, Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Superior. Al doilea se cheamă Consiliul Național pentru Finanțarea Învățământului Superior. Adică, cum dai bani către universități? Trebuie să dai niște bani. Dar cum stabilești bugetul? Sigur, sunt două opțiuni mari. Prima opțiune este pixul ministrului. Da? Adică, ce vrea ministrul să-ți dea bani? Vrea să-ți dea mai mult sau să-ți dea mai puțin? Te înțelegi bine tu, rector, cu ministru, îți dă bani mai puțin. Nu te înțelegi bine, îți dă mai puțin. Și pentru ce ți-i dă? Zici, păi vreau să repar trei scaune. Și zice, da, îți dă bani. După mă vii și zice, da, vreau și trei uși, nu? Că ți-am dat doar pentru scaune. Da? Așa era. Pe capitole bugetare, cum se zice, era dat. Sau altă schemă era să dai pe niște criterii obiective și transparente, da? Banii către universități. Și asta face CNFIS. Și al treilea, celebru CNAT, cu Consiliul Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare. Și o să vă povestesc câteva lucruri în legătură cu fiecare din aceste chestii. Ce-am făcut la ARACIS? ARACIS are ca obiectiv să autorizeze și să acrediteze programele de studii din universități. Da? Deci vreau o universitate să facă un program de, să zicem, fizică, nu prea vor, dar că n-au studenți, dar să presupunem că vor să facă asemenea program, trebuie să vină la ARACIS cu un dosar și să arate, suntem în stare să facem acest program. Și ARACIS trimite o comisie care evaluează și spune da sau ba. Și asta se aplică universităților și de stat și particulare. Iar când zice da sau ba, spune da și poți să școlarizezi atât de mulți studenți, 50 studenți sau 70 de studenți. Când în 2006 am ajuns la ARACIS, eram în Consiliu și am fost și vicepreședinte al ARACIS, trebuia să evaluăm și universitățile private și universitățile de stat. Și vreau să vă spun că era dezastru. Dezastru, pentru că nimeni nu respecta legea. Da? Deci desfășurau activități fără să fie acreditați, sau dacă li se zicea, ai voie să școlarizezi atâția studenți, ei școlarizau nu atâția, ci de N ori mai mulți. Și era o universitate, nu spun numele, dar cred că fiecare dintre dumneavoastră se gândește la ea, care atunci avea un număr de... Deci Universitatea București avea 30 ceva de mii de studenți în total. Și acea universitate privată avea un număr de 270 de mii de studenți. Da? Care dădeau examenele pe stadion. Da? Care nu făceau ore aproape niciodată și care nu voiau să respecte nimic. Da? Și nu erau singuri în situația aceasta. Credeți-mă că a fost o luptă uriașă ca să asigur calitatea, că de fapt politica publică pe care urmărea să o implementeze ARACIS era următoarea, să asigur calitatea în învățământul superior, cât de cât, da? Pentru că altminte era dezastru de pe lume. Și s-a întâmplat lucrul acesta. În vreo 4 ani de zile am reușit, a ajuns să aibă 11.000 de studenți. Da? Dar aveți în vedere faptul următor, că câteva sute de mii terminaseră acolo studiile, vorba bine, terminaseră studiile, și după aceea a fost o presiune imensă, inclusiv politică, pentru ca să li se recunoască acele studii și oamenii să aibă
diploma în buzunar, o diplomă cu care cei mai mulți n-au avut ce face, pentru că nu i-a ajutat foarte mult. De pildă, aveau câteva mii de absolvenți de drept în fiecare an, da? Și la examenele pentru avocatură sau în alte părți, dacă luau unul, era mare, mare minune și se minunau în acest sens. Ce am făcut acolo? A trebuit să facem o metodologie și pe urmă să aplicăm acea metodologie privind felul în care sunt autorizate sau acreditate. Făceam pentru programe de studii, dar de asemenea pentru universități ca întreg. Și cred că s-au închis în perioada în care am fost noi vreo 50 de universități private. Pentru că le-am dat neîncredere, așa se chema gradul pe care îl ofeream, neîncredere și nu le mai dădeam voie să mai facă examene de admitere și intrau în lichidare. Unora le-a plăcut foarte mult, au fost foarte mulțumiți. De ce? Pentru că legea era foarte favorabilă universităților private și au rămas cu baza materială pe care au putut, pe urmă, să o valorifice cum au dorit. Asta a fost prima chestie, primul exemplu pe care am vrut să-l dau. Aș vrea să spun câteva lucruri în legătură cu finanțarea învățământului superior. Cu alte cuvinte, cum se distribuie fondurile de la bugetul de stat către universități? Ce obiective ai când distribui asta? Ce criterii folosești? Cum strângi datele de care ai nevoie? Da? Și în sfârșit, un lucru fundamental este transparent acel principiu, acea distribuire a fondurilor. Astea sunt niște criterii foarte importante care ghidează felul în care construiești o politică publică. Da. Pentru că te gândești la următorul lucru. Ce vrei? Vrei să stimulezi ceva când finanțezi universitățile. Și sunt două lucruri fundamentale pe care vrei să le stimulezi. Unu, să stimulezi universitățile performante. Da? Este un criteriu de calitate. Și vrei să se întâmple așa ceva. Cât mai mult, cu cât o universitate are rezultate mai bune, cu atât să-i dai mai mulți bani. Și dacă nu are rezultate bune, nu-i dai bani. Dar nu-i suficient. De ce? Pentru că intervin și criterii sociale. Intervine faptul că unii copii, da, nu își pot permite să meargă să studieze. E prea departe centrul universitar de locul unde sunt ei. Nu s-au pregătit bine în timpul studiilor preuniversitare. Da? Nu-i pot întreține, nu-i pot ajuta părinții cu fonduri pentru a-și face facultății. Și atunci trebuie să te gândești, să găsești alte mecanisme prin care să ajuți astfel de situații. Deci criteriul și social și competitiv de calitate. În anul 2011 a apărut o nouă lege a educației. Legea 1 pe 2011 a educației și eu am fost atunci președintele acestui consiliu. Am fost numit președinte al acestui consiliu. Și a trebuit să gândim mecanismul prin care se întâmplă lucrul ăsta. Ne ajutăm într-un fel mai în câteva minute. Da. Ne-a ajutat într-un fel faptul că legea zicea în felul următor, că programele de studii se ierarhizează și în funcție de ierarhie dai banii respectivi. Și am făcut lucrul acesta, chiar două proceduri, două metodologii care au mers foarte, foarte bine și nu au fost probleme în distribuirea banilor. Numai că la început universitățile protestau că unii că iau prea puțin bani, altele erau foarte mulțumite că iau mai mulți bani și după vreo 2 ani de zile am observat un alt lucru, că nu mai protesta nimeni. Și am zis, dar de ce? Sunt toți mulțumiți?
Da, erau mulțumiți pentru că am descoperit după aceea că ei primeau banii ăștia în mod transparent, dar primeau și alții netransparent. Ministerul pusese deoparte o sumă de bani și ministrul, sau adjunctul ministrului, îi împărțea banii aceia cum știa el către cine știa că trebuie să primească. Bun. Asta se întâmplă cu diversele politici publice. Și mai vreau doar să continui cu exemplul Consiliului Național de Atestare a Titlurilor, Diplomelor și Certificatelor Universitare, care are scopul următor: să asigure resursa umană în învățământul superior care să fie una de calitate, să ai cadre didactice bine pregătite, diplomele să respecte standarde de calitate, iar când apar probleme să existe mecanisme prin care acestea să fie rezolvate. Și exemplul cel mai cunoscut în spațiul nostru public este acela al plagiatelor. Da? Plagiatele care sunt la nivelul licenței, la nivelul masteratului, despre asta se vorbește mult mai puțin, dar plagiatele la nivelul doctoratelor. Multă lume își dădea doctorat din diverse motive, în diverse feluri și după care știți că au apărut o mulțime de sezizări de plagiat, care erau pentru persoane obișnuite, dar și pentru persoane publice, foarte publice și foarte cunoscute, care făcuseră lucruri acestea. Sunt trei foști prim-miniștri care și-au plagiat tezele de doctorat. Și vreau să vă spun, în toate domeniile, dar puțină lume s-a apucat să cerceteze, de pildă, plagiatele în domeniul medicinii, da? Care sunt foarte multe. Acolo e mai complicat. Așa că sezizările au vizat în deosebie în domeniul științelor sociale și al științelor militare. Da? În anul 2020 era mare discuție în acest sens și se reorganiza CNATCO. Atunci am avut o întâlnire cu doamna ministră de pe vremea aceea și am spus următorul: doamnă, dacă vrei să rezolvăm problema plagiatelor în domeniul științelor militare, este o singură soluție. Nu-i mai lăsați pe ei între ei să se evalueze. Da? Facem o comisie mai largă, da? În care să fie de științe militare, științe sociale. Și s-a făcut științe politice, relații internaționale și științe militare. Când s-a reorganizat, eu am devenit președintele comisiei astea. Aveam și o experiență, cu câțiva ani în urmă fusesem rugat de CNATCO anterior să evaluez două teze de doctorat, una a unui domn ministru și una a unui domn primar, da? Care avea două doctorate, să știți, așa, numai pe unul l-am evaluat și amândouă erau plagiate bine de tot, da? Și s-a luat decizia în sensul acesta că să li se retragă titlurile de doctor. Dar acum, din 2020, primul lucru era că veneau teze de doctorat ca să le aprobăm. De la o universitate le-am respins pe absolut toate. Erau proaste sau plagiate. Proaste sau plagiate. Și s-a închis școala doctorală de acolo. Pare că știți care este acea universitate. Pregătea cade în domeniul poliției. A doua era tot o universitate militară. N-am apucat să mai facem ceva pentru că singuri au cerut să retragă titlul a 30 de absolvenți de doctorat. Și a treia, am respins o treime, a fost foarte mulțumit conducătorul școlii doctorale de acolo, zicând, în sfârșit am putut să scap de conducătorii care nu-și fac treaba, da? Și de atunci lucrurile au mers bine. Iată, se poate face uneori când încerci să mergi și când lucrezi cum am făcut eu, că am lucrat cu oameni foarte onești și foarte ok, inclusiv de la universitățile militare. Oameni deosebit de bine pregătiți și de serioși. În privința plagiatelor și sezizărilor de plagiat, aici lucrurile nu au mers prea bine, pentru că legislația era
total aiurea, total aiurea, și și-a mai băgat coada și politicul, într-un fel sau altul, motiv pentru care anul trecut eu mi-am dat demisia, pentru că n-avea rost să continui să rămân într-un loc în care nu mai contau criteriile acestea academice, ci de altă, de altă natură. Dar vreau să spun prin aceasta următorul lucru, că uneori ai succese, alteori nu ai, de cele mai multe ori te gândești că poate vin și alții, să creează o masă critică de oameni care să meargă mai departe într-o anumită direcție. Iar în ceea ce mă privește pe mine, eu am avut întotdeauna o cale de ieșire, anume în filozofie, da? Unde lucrurile sunt mai calme, mai liniștite și lucrurile stau bine. Eu vă mulțumesc foarte mult! Și noi vă mulțumim, domnule profesor. Spuneam că există o etapă înainte de fotografia de grup, prin care, dacă sunt, eu știu, din partea colegilor, a celor prezenți, întrebări sau comentarii. Da, o să începem cu domnul primar, da. Domnule profesor, ar fi foarte interesant, din cei 1,3 milioane de bugetari pe care i-are România acum, cât sunt absolvenții acelei universități? E foarte important acest lucru, pentru că eu, la un moment dat, în firmele pe care le-am condus, a trecut unul așa pe un filtru că mi-era nepot. Adică n-a trecut pe la mine să-i fac proba în interviu. După vreo 3 luni de zile primesc o hârtie, jurist, primesc o hârtie cu Buzău scris cu bă mic, s-au împreunat, îl chem pe șeful la jurist, zic, păi nepotul dumneavoastră. L-am dat afară, bineînțeles, dar vreau să vă spun unde suntem astăzi. Cât sunt în armată, vorbesc pe cu doctorate, cât sunt în... Nu mai vorbesc la, în economia reală, că acolo chestiile astea nu prea se întâmplă. Pentru că povestea asta, ați încercat să puneți această barieră și cred că ați reușit o perioadă. Dar ce este în momentul ăsta este jale. Și ne mirăm că nu progresăm. Aveți dreptate. Când eram la Aracis, aveam o vorbă. Absolvenții de la universitățile de stat lucrează în mediul privat și absolvenții de la universitățile private lucrează în mediul, în administrația publică. Da? Și nu numai în administrația publică, în învățământ, sunt foarte, foarte mulți care... De zona bugetară, m-am referit la 3 milioane la toți bugetari. Exact. Sunt foarte, foarte mulți. Probabil și pentru dumneavoastră, că sunt o parte de angajați. Primăria, ce sunteți absolvenții în acea universitate? Acum, nu trebuie să generalizăm, să spunem că fiecare în parte, pentru că depinde și de fiecare om. Dar la modul general a fost o, și este în continuare o catastrofă, da. Sunt și alte comentarii, completări? Dacă nu sunt, aveți din partea domnului primar, da? Scuze, te rog. Domnule profesor, aș fi curios să ne descrieți puțin sistemul politic românesc actual, din punctul de vedere al complexității democrației. Și poate și o referință la cel din Statele Unite. Și fiindcă sunt ani electorali extrem de importanți pentru toată lumea. E funcțional? Nu-i funcțional? De că ar putea fi îmbunătățit, este evident. Dar cum îl vedeți dumneavoastră după atâta studiu teoretic și faptul că ați pus bazele, ați fundamentat studiile astea abstracte, cum se implementează ele, să spun așa, la modul concret astăzi? Da. Mulțumesc mult pentru întrebare. Adevărul e că e atât de complexă încât n-am cum să răspund. Aș avea nevoie de mult timp pentru a povesti, pentru că sunt sisteme foarte diferite în România, în alte țări din Europa, ca să nu mai vorbim de ce se întâmplă, să zicem, în Anglia sau în Statele Unite ale Americii. Ceea ce pot să spun este însă următorul lucru. Cam peste tot în lume suntem într-o perioadă de mari tranziții.
mari tranziții în ceea ce privește felul în care se constituie și se poziționează partidele politice și mari schimbări în ceea ce privește felul în care alegătorii se raportează la problemele din țările, din țările lor. Gândiți-vă numai la faptul următor că în mare parte din țările democratice, avem de-a face cu o trecere spre valori postmaterialiste, da? În care contează foarte mult alte criterii decât cele care au fost până acum 20 sau 30 de ani. Acele materiale, privind locul de muncă, privind starea materială și așa mai departe. Acum contează extrem de mult chestiunile de natură postmaterială. Ne gândim că în foarte multe țări avem de-a face cu o polarizare imensă a electoratului, care reprezintă, cred, unul dintre pericole mari și la adresa, în general, a democrației. Da? Am avut anii 90, anii în care părea că lucrurile merg foarte bine către democrații liberale. Liberal nu în sensul partidului liberal, ci în sensul de democratizare, de valorile acestea ale libertății, egalității, echității sociale, da? Și în care păreau că lucrurile acestea se extind în tot mai multe țări, după care, de 20 de ani, să zicem, lucrurile merg poate sau au stagnat sau merg chiar în sens invers. La noi, slavă Domnului, după părerea mea, este între cele mai funcționale sistem de partide. V-am zis că sunt multe alte țări în care sunt dificultăți mari. Dădeam exemplul Bulgariei. Este și exemplul Germaniei, da? Sunt și alte țări în care partidele de extreme, de extremă dreaptă sau chiar de extremă stângă, câștigă foarte mult. Sunt țări precum Statele Unite, da? În care vedem că este o atât de mare schismă între cele două partide, atât de mare diferență, încât e problematic felul în care se vor desfășura alegerile în perioada următoare. Întreagă discuție acum, de pildă, în America, legată de faptul că s-ar putea ca, până la urmă, rezultatul alegerilor pentru președintele Americii să fie stabilit nu de către votant, ci de către diversele tribunale, pentru că vor contesta alegerile și unii și alții. Dar zic că la noi E încă... Deci, în concluzie, cel mai bun în România să rămânem acasă. Nu fugim în America, că e rușă. Mulțumim, domnul profesor. Dacă mai sunt întrebări, comentarii? Păi, dacă nu mai sunt, mergem în ultima etapă a întâlnirii noastre. Ne-am încadrat și în timp. O să fie o fotografie de grup. Și, desigur, domnul profesor, doamna Miroiu, dacă doriți să pot face fotografii cu familia, cu colegii, este o întâlnire aici în fața sălii cu dumneavoastră, câteva minute, 5-10 minute, pentru a încheia activitatea de astăzi. Așa că, domnul profesor, vă mulțumim foarte mult, am învățat și astăzi, vă mulțumim pentru expunere, mergem mai departe. Și acum invităm pe toată lumea aici, în fața sălii Nicu Constantinescu, pentru acea fotografie de grup și celelalte.